Da, salutare tuturor. Acesta este un BMW din 99, seria 5, E39, cu motorul pe benzină de 170 de cai. Și fac acest video pentru că am căutat pe YouTube înainte să după ce am cumpărat mașina, pentru că îmi dădea fail la cod 170-173 și am fost pe la servisuri și toți mi-au zis că sunt ba sondele astea de aici de jos și aia din spate, mai sunt două de desubt și toată lumea spunea că de la sondă și de la cum se cheamă, de la partea asta de sus electrică de aici, de la bujii și chestiile alea care vin pe bujii deasupra. Am schimbat tot și după câteva ore aveam exact aceeași problemă, aceeași felă și motorul mergea, nu mergea rotund, deci mergea așa. Și în final am găsit problema. Vreau să vă arăt un pic aici de sub care este. Aici, dacă ne uităm noi bine, unde este jauja de la ulei. Să vedem dacă reușesc să văd. Aici este un furtun. Iar furtunul ăsta, sus acolo undeva, vine băgat sub motor. Și el, nefiind în aer, ca să spun așa, vine un pic lipit pe motor, cu timpul se rupe. Iar când se rupe, prinde aer pe acolo și vă dă fel și fel de chestii. Fail la cod 173, fail la cod 170, injectoare sau bujii sau alte, eu știu ce alte drăcii vă dă. Dar eu am schimbat chestia asta, furtunul ăsta. Să vă arăt și cam cum apare. Așa arată furtunul ăsta. Să pun aici așa, să-l vedem. Cam așa arată. Și el a fost rupt de aici. Pentru că el aici vine pe motor un pic presat pe motor, ca să spun așa. Iar el aici era crăpat, era rupt pur și simplu. Și pe aici trăgea aer și îmi dădea fel și fel de drăcii, fel și fel de probleme. Ba bujii, lambda zonă și tot așa mai departe. Și în sfârșit am găsit problema, ca să spun așa. După ce am schimbat furtunul ăsta, nu are absolut nicio problemă. Este motorul de 2.4 benzină. Da. Deci aici, când aveți 170 și 173 fail la cod, să știți că să vă uitați la furtunul ăsta, pentru că ăsta este cel mai expus la căldură, ca să spun așa, pentru că este lipit de motor. Și vă dați seama, pornit la rece, e rece, după aia e fierbinte, după aia se răcește și cu timpul nu mai are aceleași, cum să vă spun, guma asta. Este un furtun de gumă, ca de cauciuc. Cauciucul ăsta se, cu timpul se uzează. Nu mai are aceleași priorități și atunci crapă și trage aer aiurea și vă dă fel și fel de probleme. Na, sper că v-am fost de ajutor. Toate bune!